Bună dimineața de aici, de la Marea Galilei. Suntem în zonă cu primul nostru grup, un grup de români, un grup micuț. Dar ia uitați-vă unde am venit aici să vă arătăm bananele. Deci aceasta este o cultură de banane la Marea Galilei. De ce aici la Marea Galilei? Pentru că apa este foarte bună și de asemenea zona este foarte bună pentru culturile de banane. Și dacă observați aici, o să vă duc să vedeți, ia uitați-vă aici, avem bulbul din care au ieșit, din care iese ciorchinele de banană. Din fiecare sac de plastic pe care îl vedeți aici are în jur de 30 de kilograme. De aici iese un ciorchine de banane și ajung pe mesele dumneavoastră uneori de aici din Marea, de la Marea Galilei, din zona de nord, zona Galilei, care este numită și Sera Israelului. Dacă veți veni în Țara Sfântă, bineînțeles că vă putem aduce într-o astfel de cultură și de asemenea nu numai într-o astfel de cultură. Uitați-vă acolo în spate microbuzul cu primul nostru grup de turiști. Aprilie 2022 vă așteptăm în următoarele pelerinaje să fiți alături de noi. Fiți binecuvântați de aici, din Țara Sfântă, de la El Nifla Tours. Ia, sunt bune bananele? Da. Extraordinare. E bună? Da, wow. Foarte. Wow. Să știți că nu avem voie de regulă să mâncăm banane de aici, dar nu știu oamenii ăștia ce au făcut, deci nu știu ce se întâmplă. Șoferul de vin, auziți? Șoferul întotdeauna răsfață oamenii. De la râul Iordan, vă spunem bună ziua, de aici într-o zi senină din luna aprilie. Suntem cu un grup mic, primul nostru grup din România. Suntem îmbrăcați de botez, după cum observați, și nu numai eu. Acolo vedeți grupul nostru. Avem doi candidați la botez și acum vreau să vă arăt și inscripțiile cu pasajul din Evanghelia după Matei care vorbesc despre botez. Avem aici în aproximativ 60-70 de limbi acest pasaj. Haideți să vedem unde este pasajul care vorbește și care este din limba română. Îl vedeți aici, ia să vedem dacă reușiți. Aici scrie românește, sus este pasajul care vorbește despre botezul Mântuitorului. Și bineînțeles suntem la râul Iordan. Ia uitați-vă aici, vedeți râul Iordan în spatele meu, e gata de botez, vă așteaptă. Dacă sunteți oameni care nu ați făcut botezul și vreți să vă botezați, trebuie să știți că vă așteptăm să facem botez în Țara Sfântă, împreună cu El Nifla și ghizii noștri. Suntem gata, vă așteptăm, nu pierdeți următoarele ocazii când puteți să veniți în Țara Sfântă. E vorba despre 26-30 aprilie, mai sunt câteva locuri libere numai, apoi 17-21 mai și apoi abia din luna iulie continuăm să facem pelerinaje și vă așteptăm pe toți în Țara Sfântă cu ghizii El Nifla, Daniel Stanger și Adelina Stanger Matei. Fiți binecuvântați de aici, de la râul Iordan. Haideți să vedem grupul nostru de români aici, puțin, numai să facem cunoștință cu ei, așa. Ia uitați-vă la șoferul nostru ce aduce pentru cele două candidate. Flori, nu glumă! А то я уже в спитанке.
o să meargă la liceu, când o să mergeți la facultate, o să mai fi moment când o să vă căsătoriți. Iar un moment frumos. Dar toate evenimentele astea, fără evenimentul de azi, era zero. Pentru că e drept că noi ne-am dorit foarte mult să ajungem ziua asta. Și vă spun sincer, nici n-am putut visa să îmbotez fata și pe prietena ei bună, pe Florina, să am harul să fac botez unui Iordan. E un har, un dar, o favoare care ne-a făcut-o Dumnezeu. De aceea suntem foarte recunoscători, Lenuța și Tavi, Paula cu mine, să mulțumim lui Dumnezeu că ziua asta este ziua în care voi, cu adevărat, vă puneți viața în mâna Domnului Iisus. Ați fost pentru